Aflăm la Buftea, alături de antrenorul Andrei Eremia, la doar câteva minute după finalul victoriei progresiste împotriva celorlalți Pensia Timișoara cu scorul de 1-0. Primul rând, felicitări, Andrei. Mulțumesc. Ce părere ai avut de partida de astăzi? A fost un meci de care păcare în care Pensia avea ca ultimă șansă de menținere în lupta pentru baraj victoria cu noi astăzi și s-a văzut, au fost determinați, au căutat să arunce tot ce aveau mai bun în atac și ne-au pus dificultăți, dar mă bucur pentru victoria asta, era vital să câștigăm meciul și chiar dacă au fost momente în care a trebuit să ne apărăm cu toată echipa în treimea proprie, chiar dacă n-am avut fluiditate în atac, n-am avut luciditate în multe momente și n-am avut cel mai bun joc, calitativ joc, poate a fost unul dintre cele mai slabe, cel puțin din punct de vedere ofensiv, sezonul ăsta. Era un meci care trebuia neapărat câștigat, am reușit să facem chestia asta și știam că vor lăsa, era evident că la un moment dat, cu trecerea timpului, vor lăsa spații pentru că trebuiau să atace și la un moment dat nu mai conta cu câți atacau, trebuiau doar să marcheze. Au intrat foarte bine de la băieți, de la vestiar băieții și mă bucur pentru Grig, care a intrat în repriza a doua și marcat golul victoriei. Iar apoi am avut și norul la bara lui Ene, dar de asemenea am avut câteva situații de contraatac în care puteam să majorăm scor. Una peste alta, mă bucur pentru victorie, era neapărat să obținem victoria, am reușit să o facem, îi felicit pe băieți și sunt mândru de ei. Am înțeles. Cu acest rezultat ne asigurăm, practic, prezența, cel puțin în barajul de menținere în Liga a doua, având în vedere că am făcut așa de prematur cu 3 meciuri rămase și că există relativ mici șansele de a urca pe poziția a patra. Cum vor arăta următoarele 3 etape pentru progresul Spartac? Păi, e foarte important că am câștigat timp. Și cred că din punct de vedere mental, lucrurile cumva s-au deblocat pentru ei. Nu e deloc ușor, să nu zic că e foarte greu să ai 16 meciuri fără victorie. De multe ori frustrant, chiar îmi aduc aminte de meciul din sezonul regular cu Ripensia, în care am fi meritat mult mai mult decât astăzi să câștigăm și totuși n-am făcut un fel de autogol. Numai noi puteam să ne dăm golul ăla, nu știu cum am reușit, în fine. Și era un meci foarte important în momentul ăla, care poate că ne-ar fi menținut în lupta pentru menținerea Liga a doua, evitând chiar și barajul. Dar hai să spunem că astăzi lucrurile au mers în favoarea noastră și a existat o lege a compensației care ne-a ajutat. E important că avem timp acum să ne pregătim pentru meciurile de baraj și foarte greu de crezut că putem să evităm direct retrogradarea, însă sunt bucuros pentru victorie, băieții sunt bucuroși, toată mai bucuroasă și repet să am scăpat de o piatră de moară pe care o duceam spre. Ok, după cum ai menționat, golul de astăzi care ne-a obținut victoria, marcat de către Andrei Grigore, a venit din nou de la un jucător intrat de pe bancă. Deja devine o tactică a ta să îi convingi pe cei intrați de pe bancă să stea mai mult în fața poții? Cred că ăsta e rolul lor, indiferent că sunt rezerve sau titulari, sau cu atât mai mult cei care intră de pe bancă, au rolul să aducă un plus, să observe ce se întâmplă. Sigur, și noi de pe bancă încercăm să le transmitem anumite lucruri care să poată să fie eficiente. Iar rolul rezervelor în fotbalul modern e extrem de important, pentru că de puțin timp, de când cu pandemia, putem introduce 5 jucători față de 3, cum era înainte, și datele problemei s-au schimbat foarte mult din punctul de vedere și mă bucur că ei au înțeles rolul lor și faptul că au înțeles și că suntem o echipă și indiferent că intră de la început sau intră de pe bancă, sunt dispuși să respecte planul tactic, să dea tot ce au ei mai bun și asta a făcut și astăzi Andrei. Mă bucur pentru el, mă bucur pentru echipă, mă bucur pentru victorie. Ok, iar acum ultima întrebare. Echipa retrogradată astăzi la Buftea, Ripensia Timișoara, era alături de noi una dintre puținele formații de Liga a doua care activau cu capital privat. Ai câteva cuvinte despre ei?
I-am felicitat și după meci, i-am felicitat sau le-am transmis aprecieri și pentru faptul că au deja câțiva ani la Liga a doua în care s-au descurcat cu bani privați și sigur că noi știm cât de greu e să facem chestia asta, concurând tot timpul cu echipe care sunt susținute cu infuzie puternică de către din bugetul statului, fie că e primărie sau consiliu sau mai știu eu ce. Și da, cumva din punctul de vedere să zicem că ne pare rău pentru ei, pentru că rezonăm cu ei și cred că avem multe similitudini. Îi felicit încă o dată pentru meciul de astăzi, chiar au dat tot ce au avut mai bun, bravo lor și nu pot decât să le urez succes în ceea ce urmează să facă în continuare ca și club. Asta a fost tot, mulțumesc, multă baftă în continuare. Mulțumesc. Discutăm cu mijlocașul Andrei Grigore, marcatorul golului câștigător de astăzi. Salut, Andrei! Salut! Primul rând, felicitări, ce părere au de partida de azi? A fost o partidă dificilă, dar a fost bine că am ieșit câștigători. Ok. Ai marcat imediat după ce ai intrat pe teren, după pauză. De unde a venit inspirația asta? Păi, trebuia să câștigăm și am văzut acolo zona, am atacat și a fost foarte bine că am reușit să înscriem, să ținem de rezultat. Toți suntem motivați și asta e obiectivul și rămânem în Liga a doua și vedem ce o să se întâmple la baraj, dar toți suntem concentrați și focusați pe baraj. Asta a fost tot, mulțumesc din nou, felicitări! Eu.